Atât? Au scris în raport? Atât, da. Pe de altă parte, domnule ministru, spuneați în acele informații publicate ieri că există suspiciuni că anumite documente ar fi fost folosite cum n-ar fi trebuit. Cine este responsabil dacă s-a întâmplat așa și ce sancțiuni pot fi luate? În primul rând, așteptați să desecretizăm rapoartele respective. V-am spus și ieri lucrul ăsta. După ce desecretizăm, vedem conținutul, vedem natura faptelor, dacă vor fi fapte care să antreneze răspunderea juridică, funcție de natura faptelor, vedem și care este sancțiunea și cine o poate lua. Și oricum, Ministerul Justiției nu aplică sancțiune nici într-un caz. Nu, dar poate fi vina Ministerului Justiției în ideea în care legea, să nu greșesc, numărul 182 din 2002, articolul 25, spune că Ministerul Justiției ia propriile măsuri pentru a apăra astfel de informații clasificate. Deci vreți să discutăm o situație ipotetică. Haideți să vedem conținutul, vedem dacă sunt fapte, repet, de ce natură sunt, și atunci vedem și dacă sunt vinovați care sunt acelea. Un termen concret pentru desecretizarea celorlalte documente există? Pentru că legea zice, în funcție de nivelul de secretizare, pot fi acestea desecretizate. Cam cât de repede puteți estima că vom avea acele documente libere? Adică pentru toată lumea. Vă repet răspunsul de ieri. În cel mai scurt timp. Dar v-ați gândit la cei 3-4 funcționari de la CNSAS care să meargă să analizeze documentele? Sau Ministerul Justiției are funcționari, avem de la ANP care au acces la secrete de stat, ne putem organiza singuri. Dar este cineva de la CNSAS care a făcut parte din comisii? Da, și? Credeți că ar fi o persoană potrivită să lucreze acum pentru treaba repet, asta? Avem la Ministerul Justiției oameni care au certificatul ORNIS, care au acces la secrete de stat și îi vom folosi pe dânsi. La revedere!